Bine v-am găsit la un serial foarte important în șase episoade în care vom demonstra cu argumente istorice și lingvistice că teoria romanizării dacilor este falsă. Alături de mine pentru primele patru episoade îl avem pe domnul profesor dr. Mihai Popescu, pe care salut, bine v-am găsit! Am să vă salut și mulțumesc pentru invitație. Iar în ultimele două episoade ale acestui serial vom vorbi cu domnul Mihai Vinereanu, un lingvist cunoscut cu multe lucrări de specialitate care lămuresc originea adevărată a limbii române. Așadar, rămâneți aproape pentru fiecare episod pentru că veți afla lucruri foarte interesante, inedite, care vor lămuri istoria noastră. Domnule profesor, unul dintre argumentele pe care le aduc adepții romanizării în susținerea tezei lor, pe care noi vom demonstra în acest serial că este falsă, este următorul. Spun ei: Dacii, o cultură minoră, în contact cu marea civilizație romană, au fost atât de impresionați de această civilizație încât, în decursul secolelor, au renunțat la limbă. La cultură, la tradiții și au îmbrățișat această mare civilizație romană în ansamblul ei. Eu zic că, pentru început, ar trebui să lămurim cine au fost dacii și romanii și cât de minoră a fost cultura getodacilor. Ce ne puteți spune despre această cultură minoră, nesemnificativă a antichității, care a fost cultura getodacilor, după cum spun aceștia? Putem să găsim foarte multe lucruri. De exemplu, noi știm celebra afirmație a lui Herodot că Neamul Tracilor este cel mai numeros după cel al indienilor. Deci era al doilea popor, cum ar fi astăzi, între China și India. La vremea aceea, Neamul Tracilor era al doilea din perspectiva lui Herodot, care avea o imagine a lumii pe care o cunoște. Și asta înseamnă că era cel mai numeros din Europa, pentru că inzii da, erau un India. Da. Homer, cu multe secole înainte de Herodot, spunea așa, dintre toate popoarele, geții sunt cei mai înțelepți. Herodot pomenește și de pelasci, și de traci, și de geții. Deci, dacă Homer spunea lucrul ăsta, nu spunea că erau cei mai isteți, că erau cei mai șmecheri sau altfel. Spuneau că erau cei mai înțelepți. Deci înțelepciunea. Pitagora, în școala lui, vorbea foarte des despre geți și în textele scrise ale școlii pitagoreice, atribuite lui, lui Pitagora, sunt zeci de referiri la geți. Mergeți la geți, nu să Păi, învățați voi pe ei și să învățați voi de la ei. Deci, în general, erau popoare, foarte multe situații în care geții uh, erau dați de exemplu. Este celebrul conflict între Dromihetes și Lisimach, în care Dromihete îl tratează pe adversarul și pe dușmanul lui, pe rivalul său în război, învins, îl tratează cu prietenie și cu respect și spune, de ce ați venit să ne luați sărăcia, nu? Ei tratează pe, pe învinși în vase de aur și vase scumpe. Ce... Da. De, de asemenea, tot Herodot în cartea întâi din istoriile sale, acolo în momentul în care vorbește despre formarea Imperiului Persan, el amintește de celebrul conflict dintre masageți și persani și regina Tomiris îi atrage atenția invadatorului pe teritoriul său și spune, dacă ai ridicat sabia, o să mor de sabie. Reginei, după multe aventuri, fiul său este luat prizonier, e o întreagă luptă, fiul se sinucide și Cirus cel Mare este învins, din, o parte din trădătorii lui vin cu capul uh, regelui uh, într-o traistă, uh, regina Tomiris îi scufundă capul într-un borduf cu sânge și îi spune, și spune: Așa vor păți toți invadatorii. Cei care vor sânge vor muri în sânge. Acest exemplu este celebru, ajunge să fie pomenit în într-una din tragediile lui Shakespeare și a făcut școală în perioada renașterii în pictura occidentală. Să nu uităm în ecuația acestei discuții faptul că Herodot i-a numit pe geți cei mai drepti și mai vitezi dintre traci și a considerat singurul popor care se considera nemuritor în toată discuția pe care o făcea despre popoarele vechii Europe. Dacă mergem mai departe în timp, în această demonstrație care vrea să ne arate că Gidodacii nu era o cultură minoră, din potrivă era o cultură majoră care a influențat semnificativ întreaga Europa, să spunem că în vremea lui Burebista, da, regatul dacii era de câteva ori mai mare decât România de astăzi, iar puterea lui militar era comparabilă cu Roma lui Cezar și avea din toate punctele de vedere, era foarte bine, cum să zic eu, înfipt în istoria antică a Europei, înainte de formarea regatului sau imperiului lui Burebista. Cato cel bătrân, om politic roman celebru în războaiele punice. Deci era în perioada conflictului cu Cartagina, el spune așa: Faptele de vitejie ale geților au fost cântate de poeții lor acompaniați de flaut cu mult înainte de întemerea Romei. Și asta o spune un mare apărător al, al Romei, cel care spunea trebuie pornit al doilea război împotriva cartaginezilor. Nu? Da. Deci... Dacă, a, vă rog. Un a, istoric din secolul I. Deci... Aproximativ din vremea lui Burebista, Gaius Salustius Crispus spune așa: Estul străbate teritoriul locuit de mesi, așa-i numea mesia, era partea din sud a Dunării, care sunt tot una cu vechiul neam apric algeților. Deci, un istoric roman, din perioada când Roma de-abia ajunsese în anumite porțiuni pe malul din cursul inferior al Dunării, spune că mesii și geții de la Nord sunt tot una. Neamul aprig al geților. Deci era o, o faimă pentru, deosebită. Pentru a uh, putea vorbi despre tot ce ne propunem în acest episod, eu vă propun să trecem mai pe scurt în a puncta elementele importante care pun în evidență valoarea culturii geto Acum aș vrea să trec direct la uh, perioada post războaiele dacoromane, în care Traian le dedică dacilor cel mai important program iconografic din istoria Imperiului Roman. Istoricul Leonard Belcescu a pus în evidență existența peste 100 de statui de daci în poziții demne, avem columna lui Traian, toate acestea ne arată că perspectiva dată de Traian asupra dacilor era una excepțională. Erau așa cum el este citat și cum spune el, dar este citat de împăratul Iurian Apostatul câteva secole mai târziu. Traian îi descrie pe geți sau pe daci ca fiind cei mai teribili războinici ai vremii lui. Deci iată și în această perspectivă... Da, și pe columnă, pentru că de fapt scenele de pe columnă ilustrează o parte din cartea lui Traian de Belodacico. După modelul lui Cezar, Traian a vrut și el să lase posterității o descriere amănunțită a războaielor cu Daci Și s-a gândit să o realizeze și în formă vizuală. Este un istoric italian foarte interesant care spune că uh, uh, Traian a ridicat între cele două biblioteci, una cu carte romană și una cu carte uh, greacă, a ridicat columna ca pe o carte video, spune el. Și uh, e un istoric care a publicat studiile sale. Dacă -ați vorbit despre istoric italien, să menționăm și pe istoricul Carlo Troia. Cartea lui este publicată la editura Uranus și care spune, spune aceste cuvinte. Niciun popor din cele pe care grecii le numeau barbare nu au o istorie mai veche și mai certă ca a geților sau goților. Deci, iată, sunt multe argumente care arată că geții și dacii erau o civilizație importantă care a marcat semnificativ istoria Europei. Dar să mergem și mai departe, și mai avem două elemente pe care vreau să ne atingem: miturile și legendele spaniole și uh, influența uh, peste milenii a dacilor în țările din nordul Europei. Încă din secolul 6 după Hristos, deci înainte de cucerirea arabă a peninsulei iberice, uh, episcopul uh, creștin Isidor din Sevilla, Celebru pentru o adevărată enciclopedie a culturii de până la el, vorbește despre rolul extraordinar al moștenirii dacice în lumea iberică și arată faptul că goții care au ajuns în Spania și au întemeiat regate se considerau urmași ai dinastiilor regale ale daciei. Pentru că n-a fost numai dinastia lui Decebal, au fost mai multe dinastii regale ale Dacii. De asemenea, putem să mai dăm câteva exemple. Antropologul elvețian, Eugen Pitar, a trăit până în secolul al XX-lea. Spunea într-o carte, Rasele și istoria. El spune așa, publicată în 1924. Strămoșii etnici ai românilor urcă neîndoielnic până în primele vârste ale umanității. Civilizația neolitică reprezintă doar un capitol recent din istoria țării. Noi, în general, vorbim despre neolitic sau uh, perioada respectivă, perioada neolitică, ca fiind foarte veche. El vede cu totul altfel. Uh, istoricul francez Jules Michelet îi spunea colonelului Jean Alexandri, fratele lui Vasile Alexandri, care era trimisul uh, domnitorului Ioan Cuza la Paris în 1859. Deci chiar în primul an după unirea din 1859. Spunea așa: "Nu invidiați vechile popoare ci priviți-l pe al vostru. Cu cât veți săpa mai adânc, cu atât veți vedea tășnind viața." Eu aș reveni acum pentru că nu s-a spus suficient despre prezența sau influența getodacică în Spania, pentru că lumea se va întreba păi, de unde până unde goții sunt urmașii geților sau au pretins lucrul acesta. Să spunem în primul rând că timp de secole regii spanioli au pretins că sunt urmașii regilor getodaci, dar pentru a înțelege cum s-a întâmplat asta, să subliniem faptul sau să spunem că Timp de uh, aproape 200 de ani, goții au trăit în zona uh, României de astăzi, până la gurile Dunării, uh, într-o simbioză cu populația autohtonă getică, dacică, uh, și că atunci când au plecat de aici și au ajuns în Spania, unde au creat aceste regate getogotice, n-au plecat doar goți, au plecat uh, o o combinație de geți și goți care au dus cu ei uh, legendele, cultura getodacică, că de aceea așa se explică faptul că uh, în cultura spaniolă sau în legendele și miturile spaniole apar aceste trimitre, aceste afirmații categorice că regii sau regatele geților și dacilor stau la baza uh, regatelor da. spaniole. Așa cum după cucerirea romană Potențialul demografic al, al dacilor a relansat pentru o perioadă demografia Imperiului Roman, a redresat nu numai finanțele și economia, ci și demografia Imperiului Roman. Și aceste popoare gotice, acești goți, au venit aici. O parte din ei s-au creștinat pe teritoriul nostru. Celebrul episcop Ulfila. A făcut prima traducere a Bibliei pe teritoriul României de astăzi și acea Biblie este considerată uh, un document de limbă al culturilor germanice. Iar, documentul în sine, textul se păstrează undeva în, în Suedia de astăzi. Uh, Putem să, să luăm de aici câteva afirmații, nu numai ale, ale spaniolilor. În, în Normandia, înainte de cucerirea Angliei de către Wilhelm Cuceritorul, unul din conducătorii, din ducii Normandiei, spune: Există un text care dovedește acest lucru. Spune. Acest prinț, care este urmașul dacilor, ar trebui să învețe limba dacă. Deși, normanzii sunt considerați vorbitori de limbă franceză, dar de origine vikingă. Acum, a... sigur că despre asta este vorba. Să spunem că timp de secole în nordul Europei a existat o dioceză papală numită numit Dacia. Dacia da. Da? Primul scriitor al Suediei se numește. Petrus de Dacia, iar... La Paris, în anul 1250, se înființează uh, Liceum Dacorum, uh, Colegium Dacorum, un colegiu al dacilor înființat de oameni din Danemarca de astăzi, care se numea Dacia sau Dania. Să mai ajungem da. și la... Uh, da, tot așa, cărturarul suedez Carolus Lundius, contemporan cu Dimitrie Cantemir, într-o carte în care vorbește despre Zamorsis ca prim legislator al geților, spune așa, dacă geții sunt considerați fondatorii popoarelor nordice, iar Leibniz, marele matematician și prieten cu Cantemir, spune, dacă geții sunt considerați fondatorii teutonilor, sau strămoșii teutonilor, prin saxoni și frizieni, și prin saxoni și frizieni, ai olandezilor sau ai dacilor și ai anglilor. Deci o mare parte din popoarele considerate astăzi popoare germanice își consideră rădăcinile ca pornind din, din Dacia și din neamul Dacia. Bun, foarte... Da, o să fim mai scurți în această trecere revistă. Am fost destul de lungi, în această expunere, dar demonstrația pe care am vrut să o facem este că în niciun caz getodacii nu a fost o cultură minoră, ci a fost o cultură majoră a antichității, o cultură care nu avea cum să îmbrățișeze dintr-un complex de inferioritate așa numita mare cultură romană, după războaie dintre ceva și Traian și cu cirea unei părți din Dacia. Da, o afirmă Simeon Mehedinț, academicianul Simeon Mehedinț, spune așa un popor de dimensiunile celui Dac, răspândit pe o arie geografică atât de întinsă și ocrotită de un relief atât de variat, nu putea fi desfințat. Nu putea pieri. Ideea pieririi dacilor este o mare absurditate și întrebarea pe care o pune Bogdan Peticei cu HGD, la dacii, redeschide această problemă pentru că de multe ori în istorie se judecă pe niște clișee pe care le punem și le pe slogane pe care le prelom, spunem am moștenit din latină. Cum putem să moștenim din latină când da Acum, după această introducere lungă în care am marcat importanța getodacilor în antichitate, să lămurim atât cât se poate și cine au fost romanii, pentru că e un element esențial care schimbă perspectiva și asupra originii limbii române, care nu este născută din latină. Cine au fost romanii? Cum au apărut pe venința la Italică și cum s-au format? Uh, legenda uh, întemeierii Romei pornește de la războiul troian. Din motive care țin, să zicem, de comportamentul lui față de greci, Eneas și tatăl său sunt cruțați și împreună cu o parte din războinici, nu sunt măcelăriți de către greci, și ei pleacă cu niște nave, ajung în partea Mării Tireniene, deci în partea uh, vestică a penisului uh, Italice. Alți troieni ajung în partea estică, în zona Veneției. Deci au existat mai multe, uh, să zicem, colonizări tracice în lumea în penisului. Și despre asta vorbim în mileniu 1? În mileniu 1, da, cam prin secolul. 11, 10 înainte de, de Hristos. Pindar se referă în epopeea sau în textele sale, în poemele sale numite Olimpicele, el spune așa, după ce au construit zidurile Troiei ajutat de Poseidon și de Apollo s-a întors în patria sa de la Istul, la, la Și legenda aceasta... Istru, adică Dunăre, că nu toată da, lumea știe. Da, Rădăcinile tracice ale limbii latine s-au păstrat în ceea ce scriitorii latini târziu au numit limba prisca sau limba cea veche, limba strămoșilor, cum ar fi. Limba latină era de fapt din această perspectivă, chiar cei vechi spuneau că de fapt era o limbă soră sau verișoară cu limbile tracă, eliră, macedoneană, getodacă, sardă sau iberă, sau limba corsicană de astăzi. De aici, în temerea Romei, E o poveste frumoasă cu cei doi frați, Romulus și Remus, care sunt părăsiți de mama ei, care era vestală, devenise mamă fiind iubită de de zeul Marte la Romanda, Ares la Greci și pentru că a încălcat jurământul de, de castitate al vestalelor, ea nu putea să spună că aceia, acei doi gemeni sunt copiii ei, îi pune într-un coș, este o legendă asemănătoare cu cea referitoare la Moise pe apa Nilului și așa mai departe și cei doi copii sunt crescuți de o femeie care era de origine tracă, Aca Laurenția. Deci existau populații tracice cu mult înainte de venirea lui Eneas. Iar în această discuție a să aducem și studiul de paleogenetică realizat în urmă cu peste 10 ani de recretatul Alexander Rodewald, profesor în Hamburg și doamna Georgeta Cardoș, care împreună au analizat rămășițe osoase din zeci de situri de pe teritoriul României, vechi de 3.000, 4.000, 5.000 de ani și le-au comparat cu situația genetică a populațiilor din întreaga Europa. Pe lângă faptul că s-a stabilit că românii au o continuitate certă cu aceste populații, populația de României, cu aceste populații străvechi de pe teritoriul țării noastre, s-a mai constatat, și aici ajungem în peninsula italică, din nou, dar mai mai, mult mai târziu decât acele migrații de care am vorbit din, sec, din mileniul 1 înaintea erei noastre, la faptul că populația din Italia de Nord de astăzi, conform acestui studiu foarte serios de paleogenetică, se dovedește că este foarte înrudită genetic cu populația de pe teritoriul României de acum 3.000, 4.000, 5.000 de ani. Asta înseamnă că, înainte de migrațiile despre care ați vorbit, din zona Troiei, după războiul troian, avem alte migrații mai vechi, care ne spun, din, acest, din punct de vedere genetic, că au plecat din această zonă. Prin urmare, de aici putem ajunge foarte ușor la a, a spune că limba română și limba latină sunt înrudite dar nu, nu datorită imperiului roman. Da. Roma este întemeiată în anul 753 înainte de Hristos. Are o perioadă de regalitate de 200 și ceva de ani, de 250 de ani și din anul, în anul 509, când regii sunt alungă, ultimul rege este alungat și Roma devine o republică, Roma era o localitate de mici dimensiuni, era ca un polis grecesc, foarte mic. Și în următoarele câteva sute de ani, cel puțin 300 de ani, Roma n-a fost stăpâna Italiei. De-abia în jurul anului 200, Roma ocupă și partea de nord a Italiei. În urma războaielor cu cartaginezii, Roma ocupă într-adevăr zone care în vechime fuseseră sub influența cartagineză, în nordul Africii, în Spania, sau ocupă câteva din regatele elenistice din Balcani. Dar nordul, deci tot nord, toată partea, toată Italia, toată peninsula italică este, este cucerită foarte târziu. Iar procesul de unificare, să zicem, sau de roman, așa se spune romanizare între ghilimele, a peninsulei italice E un proces atât de complicat încât el nu s-a terminat nici astăzi. Pentru deci, că astăzi pe teritoriul Italiei sunt cel puțin 14 dialecte, sunt cel puțin două limbi distincte, Sarda și Corsicana. Unii vorbesc de dialectul corsican al limbii italiene, dar este... Astăzi, dacă e un copil de la Rimini și îl duci la Roma, un copil de trei ani și îl pui să se joace cu copii de aceeași vârstă de la Roma, copiii ăia nu se înțeleg. Pe teritoriul României, dacă e un copil din Bucovina, aflată astăzi în, în Ucraina și îl duci în Valea Timocului în, în Serbia de astăzi, cei doi copii la 3-4 ani se înțeleg foarte bine pentru că vorbesc o limbă română unică, cu diferențe de grai și Dar, nu deci de Cum reale. explicăm că Italia, unde era capitala Imperiului Roman și care a fost sub administrația romană, cât timp a durat Imperiul Roman, nu s-a produs acest proces de unificare lingvistică, de plină, ca toți Sim. din peninsula italică să vorbească aceeași limbă și în România, la capătul Imperiului, în condițiile în care doar o parte din teritoriul Dacilor a fost ocupat de romani și doar pentru 165 de ani, miraculos, Toată lumea vorbește uh, unitar, o limbă care, chipurile, este născută din latină. Mi se pare că nu e o absurditate. Deci, așa zisa romanitate a limbii române este provenită dintr-o rudire străveche și nu uh, depinde de cei 165 de ani în care Roma a avut aici armata și administrația. Dacă vorbim de popoarele germanice, oare. Uh, înrudirea lor este legată de existența vreunui imperiu germanic? Imperiul germanic a apărut târziu. A fost un imperiu franc, apoi un imperiu roman de limbă germană și uh, de-abia în secolul al XIX-lea se realizează unificarea Germaniei. Germania, la fel, are numeroase dialecte. Uh, limba franceză și astăzi lingviștii francezi vorbesc despre limba provensală. Unii spun că este un dialect, alții spun că este o limbă separată. Se vorbește de lang dui și de lang doc, unde se, cuvântul da, ui, se pronunță ui și în partea de sus se, nume, se pronunță oc, în aceeași limbă. Oamenii nu se înțeleg între ei. De asemenea, în, în peninsula iberică, în afara faptului că există două limbi sau trei limbi, portugheza la, la țărmul Atlanticului, spaniola și catalana. Basca nici măcar nu e înrudită cu, cu limbile neoromanice, cum se numite ele. Deci toate aceste limbi sunt, de fapt, rezultatul unei evoluții organice a unor structuri. De fapt, există un, un francez, foarte interesant, care spune că nu, că nu putem vorbi de, deci Roma nu a romanizat, Grecia nu a latinizat, nicio putere imperială nu a putut să își impună limba pentru că, de fapt, popoarele și limbele evoluează după propriile legi. Ele pot să fie influențate la contactul dintre două culturi. Există Vorbitori bilingvi, proveniți din ambele, sau uneori există un mediu trilingv. Nu? De exemplu, un ardeal se vorbea și maghiară, și germană, și română. Românii învățau limba maghiară și germană, unguri învățau limba germană și română și nemții învățau limba română și, și maghiară. Și foarte mulți dintre ardeleni sunt trilingvi. Dar în familiile lor vorbesc propria limbă. Ungurii vorbesc ungurește acasă, cu familia, cu copiii, cu părinții, românii vorbesc românește și tocmai din această, să spunem, nu neapărat rivalitate, dar din acest contact, românii au învățat să fie ei înșiși în lumea ardeleană și au luptat pentru emanciparea lor. Iar în, acest, în această luptă, ei au încercat să folosească argumentul originii la tine, pe care unii l-au exagerat, dar chiar, ei, chiar unii dintre ei au recunoscut că uh, nu uh, este bazat pe elemente științifice. În contextul acestei discuții și argumentelor aduse, mi se pare foarte importantă uh, afirmația lui Michel Letuit, consilier, fost consilier la pape Ioan Paul al II-lea, care în urmă cu niște ani la TV Cluj invitat fiind de jurnalistul Cristian Mureșanu, spunea cu subiect și predicat că dacă e să discutăm despre limba română și limba latină, atunci spune Mice Aletuit, mai degrabă este limba latină o limbă românească decât limba română o limbă latină Micea Letvit, care cu siguranță avea acces la mai multe informații, fiind la da, Vatican. Noi am făcut și o emisiune da, pe această temă. Uh, da. Sublinind da. în aceasta că limba română este cea mai apropiată de limba uh, primară din care s-au dezvoltat limbile romanice, inclusiv latina. Și este un alt argument în susținerea uh, nu mai e teorie, că este certitudine, a faptului că relația de rudenie dintre latina și limba română nu este limba latină este mama și limba română este fica, ci limba română și limba latină sunt limbi surori sau limbi verișoare născute dintr-o limbă care este adevărata mamă a lor, doar că româna este mai apropiată de acea limbă străveche. Dovadă că în România nu avem dialecte, la marginea Imperiului Roman, deși suntem cică o țară romanizată și așa, iar în Italia, pe un teritoriu puțin mai mare decât. Centrul Imperiului Roman nu s-a produs romanizarea și astăzi sunt 14 dialecte. Dialecte înseamnă, așa cum a spus, că nu te poți înțelege decât foarte greu dintr-o zonă sau alta. Limba italiană fiind cea care unește comunitățile din Italia într-o limbă comună, ceea ce la noi nu se întâmplă. Un lucru cel puțin straniu, dacă. Plecăm de la premiza că s-a produs un este este că Italia, procesul de unificare al Italiei a început în același an cu unirea celor două țări române. Garibaldi a unit o parte, o mare parte din Italia de astăzi, în anul 1859. Deci, mai putem, mai da. avem un, un diplomat francez trimis în perioada Revoluției sau după imediat după Revoluția franceză, trimis la. Constantinopol, se numea Alexandre Maurice Blanc de la Not, Comte d'Otriv, deci Contele de Otriv. Și în calitatea lui de... Era un om, un, un foarte bun cunoscător al, al, limbilor, se pare că a învățat și limba turcă, și în momentul în care a aflat de principatele române, acest diplomat cere permisiunea de la Paris, de la conducerea Revoluției, nu era încă Napoleon, nu pusă mâna pe frâile statului francez, dar cere permisiunea să vină să să aibă o misiune și în țările române. Deci să reprezinte Franța și în această lume pe care el o considera de romanitate orientală. Și el spune așa, limba latinească în adevăr se trage din acest grai primordial, iar celelalte limbi mai ales româna, sunt acest grai. Zice, latineasca este departe de a fi trunchiul limbilor care se vorbesc astăzi. Așa zisele limbi neolatine. Deja fusese introdusă această structură. Aș zice că ea, latina, este cea mai nouă dintre toate. Și asta o spune un diplomat care s-a dus la curtea domnească de la Iași și apoi la București și publică. Nu, de fapt, a existat un manuscris. Manuscrisul a fost păstrat în familie și a fost dăruit regelui Carol I în jurul anului 1900. Acest document a fost publicat în editura Academiei Române sau de către Academia Română în anul 1902, în traducere românească. Deci este acest memoriu privind, zici, memoria asupra vechii și actualei stări a Moldovei, în care el vorbește de vechea Dacia acum în finalul emisiunii să tragem concluziile. Eu aș spune că uh, un prim pas al acestei demonstrații ne arată că, în primul rând, cultura getodacilor nu a fost una minoră. Prin urmare, nu avea de ce să preia cu brațele deschise o cultură pretins sub, mult superioară. În al doilea rând, se demonstrează faptul că strămoșii italienilor, strămoșii latinilor Mulți dintre ei au venit din spațiul dunărean, din spațiul carpatic și, prin urmare, au dus acolo o limbă comună. Avem o serie de opinii ale unor personalități din afara țării, deci nu români, care avea interese și o perspectivă subiectivă, care ne spun că limba română este mai apropiată de limba primară din care s-au format limbile romanice decât limba latină. Și că limba latină este mai degrabă o verișoară sau o soră a limbilor romanice și a limbii române și chiar, după cum spune un autor pe care l-a citat domnul Popescu, este chiar ultima care a apărut în din acest, din acest buchet al limbilor de tip romanic. În episodul viitor, rămâneți aproape, împreună cu domnul profesor Mihai Popescu, vom vorbi despre un alt tip de argumente care au legătură cu cucerirea și colonizarea Dacii, pentru că în aparență se crede că cei care au venit să colonizeze Dacia au fost latini, militari sau coloniști. Haideți să vedem care este adevărul și dacă acei oameni puteau să opereze romanizarea dacilor. Toate cele bune, ne vedem în curând!